Credincioșii parohiei Sfinții Împărați Constantin și Elena din orașul Hârșova s-au rugat astăzi pentru întărirea în credință și pentru sănătatea sufletească și trupească, împreună cu înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Ierarhul a săvârșit aici Sfânta Liturghie a Darurilor Înainte Sfințite și Taina Sfântului Maslu. Aseară, ierarhul a slujit în Capela Tinerilor din Mamaia. Parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena din orașul Hârșova a primit astăzi vizita înalt preasfințitului Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Ierarhul a săvârșit cu acest prilej Sfânta Liturghie a Darurilor Înainte Sfințite și Taina Sfântului Maslu. Aș vrea să vă pun la inimă să fiți foarte atașați de Dumnezeu, de Biserică, de Maica Domnului și de Sfinți. În fiecare zi avem sfinți pe care îi pomenim cu mare cinstire, pentru că sfinții au ajuns în casa lui Dumnezeu și sunt prietenii lui Dumnezeu, dar sunt și frații noștri mai mari. Cum și-au sfințit acești prieteni ai lui Dumnezeu și casnici ai lui Dumnezeu viața, trăind cu Dumnezeu tot timpul. Ei nu se despărțeau de Dumnezeu niciodată. În mintea și în inima lor, Dumnezeu nu lipsea. Și de aceea aveau scut, aveau putere, luptau cu îndârjire împotriva tuturor ispitelor diavolești și a tuturor lucrurilor mărunte care îi cheamă pe oameni să se încurce în treburile vieții de aici și să uite de viața cea cerească. Aseară, înalt preasfințitul Părinte Teodosie a oficiat liturghia darurilor înainte sfințite în Biserica Parohiei Buna Vestire și Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca din Mamaia. În Capela Tinerilor, așa cum este cunoscut lăcașul de cult, au loc frecvent întâlniri catehetice și activități social-misionare. Despre Sfântul Simeon, episcopul Persiei, se cuvine să vă vorbesc câteva cuvinte. Acesta era mult râvnitor și adusese la credință pe mulți din persani, dar mulți dintre ei au rămas cu închinarea la soare. Și iată, Savori era acolo guvernator și a venit un împărat drastic care a dat porunci ca cine nu va respecta porunca împărătească să se închine zeului soarelui, să fie închis în temniță, dacă nu se leapădă să fie bătut și până la urmă omorât. A poruncit împăratul să fie adus în fața lui Savorie, episcopul și doi preoți ai săi și au fost puși să se închină soarelui. Dar episcopul a răspuns cu mare îndrăzneală și a zis: eu mă închin lui Dumnezeu, soarele-i făptură, nu pot să mă închin. Și de aceea orice pedeapsă aș lua, rămân cu închinarea la Dumnezeu, la Iisus Hristos, care ne-a răscumpărat păcatele tuturor oamenilor. Principala misiune a parohiei Buna Vestire și Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca este încurajarea nașterii de prunci în rândul familiilor tinere. Comunitatea se îngrijește de pregătirea copiilor meritoși, dar fără posibilități, fiindu-le asigurate costurile meditațiilor. În biserică sunt organizate și diverse ateliere educative.